Bună seara, sunt Mihai Hurezeanu, urmăriți Clujul în Realitate. Wag the Dog se numea un film, o satiră politică excelentă, lansat în deceniul trecut, în mijlocul scandalului sexual ilicit al președintelui Clinton cu practicanta Monica Lewinsky. Ca de multe alte ori, filmul a bătut și atunci viața, în sensul că președintele Clinton, după apariția filmului, a bombardat o fabrică de medicamente de aspirină în Sudan, sub pretextul terorismului, armelor chimice. Expresia aceasta vine de la faptul de când câinele este mai isteț decât coada, el își mișcă coada. Dacă coada este mai isteață decât cățelul, atunci coada mișcă cățelul. Sigur, o expresie ciudată, dar a devenit denumirea plastică a diversiunii mediatice, a distrage atenția opiniei publice de la teme esențiale pentru interesul public spre derizoriu. La noi, în aceste zile, se vorbește toată ziua de accidentul provocat de o vedetă TV. Coada își mișcă câinele la puterea 11. În aceste zile suntem asediați cu avertismente apocaliptice. Europa stă pe un vulcan, se prăbușește euro, începe revoluția mondială, a început de fapt chiar weekendul trecut, iar în 25 de azi, într-o săptămână, adică monarhia uzurpă Republica în plenul Parlamentului. Între timp, la Giurgiu, moartea unui basketbalist american a cam scormonit putregaiul autohton. Bulgaria a explodat într-o mișcare de revoltă și nesupunere civică săptămânile trecute datorită acelui sindrom, complicitatea dintre justiție, poliție și clanurile interlope. Cine era butoane în România, ne lămurește o carte scrisă de jurnalistul german de investigații, Jürgen Roth, Jocul murdar, și prezentată chiar weekendul trecut la Festivalul de Carte de la Frankfurt, dedică un capitol special României pe care o numește Gaura Neagră a Europei. El definește, citând de fapt un procuror de la Oradea, sistemul, caracatița asta românească, este alianța infamă dintre foști nomenclaturiști și securiști, antreprenori veroși, oligarhi, capi ai crimei organizate și politicieni de toate culorile, care au capturat statul român spre beneficiul lor propriu. Românii dorm liniștiți la volan sau în fața televizorului, în cel mai autentic stil neocolonial. Colonial, ultima țară din Europa, România, e foarte docilă și mimetică când e vorba de semnalele status quo-ului. La București, doi șefi vizibili ai guvernului invizibil dau un nou impuls fragilei ordini mondiale. Cum suntem așa un neam un pic mai habotnic, poate dormim cu speranța că se va adeveri spusa biblică, cei din urmă vor fi și cei din tâi. Suntem foarte refractari însă față de noul zeitgeist al revoltei, al rezistenței civice, al democrației de la firul ierbii, de jos în sus. În această seară vom discuta despre mișcări sociale în lume și în România cu un teoretician, sociologul Norbert Petrovici, și bineînțeles cu un practician, cu un activist. Iată acest cuvânt, putem porni de aici chiar discuția, pentru că e un cuvânt încărcat de atâta neînțelegere, nu? În România, de atâta bruiaj ideologic. Un om al inițiativelor civice, Adi Dohotaru. Dar înainte de a începe discuția noastră, trebuie să vă anunț o știre de ultimă oră pe care am primit-o. Partidul Național Liberal acuză primarul Clujului și a recompensat secretara cu o excursie în Coreea de Sud. Din delegația clujană care a plecat la Suwon, au făcut parte printre alții secretara primarului, doi angajați ai cantinei. Delegația a avut întâlniri cu reprezentanți ai IG, Samsung și DU. Consilierii locale PNL au cerut ieri lămuriri primarului Sorin Apostu cu privire la cheltuirea a peste 19.000 de lei din bani publici pentru deplasarea în Coreea de Sud, în orașul înfrățit Suwon, a unei delegații care a reprezentat municipiul, delegație din care au făcut parte oamenii primarului. Aceasta în condițiile în care, prin adresa trimisă de oficiali din Suwon, aceștia s-au asumat să suporte toate cheltuielile cu caz și drumul reprezentanților delegației de la primăria Cluj-Napoca, invitată la festivalul dedicat orașului Suwon de la începutul lunii octombrie. Reproșurile au stârnit o adevărată dispută în Consiliul Local. La finalul ședinței, oficialii primăriei ajungând chiar să o acuze pe Steluța Cătăniciu PNL că alungă investitorii de la Cluj. Vom reveni cu amănunte în jurnalele următoare de știri, precum și în ediția de mâine a cotidianului Ziua de Cluj. Să continuăm discuția și emisiunea noastră, scopul pentru care suntem aici. Am văzut sâmbătă, 15 octombrie, într-adevăr, a fost un moment istoric. În peste 82 de țări, peste 1500 de orașe, orășele, au fost manifestări, cele mai mari, sigur, în Europa, în capitalele europene, la Roma, da, care s-au sfârșit puțin violent. În Statele Unite, mai ales, peste 100 de orașe, de la coasta de est la coasta de vest. Cum s-a spus, Tahrir Square a ajuns în sfârșit în Times Square. Norbert, ca teoretic. Care este primul diagnostic sau
prima linie de interpretare teoretică. Una din acuzele care s-a adus la aceste mișcări sistematic a fost lipsa de mesaj politic. Cred că i-a surprins atât pe comentatorii liberali cât și pe cei de stânga, tocmai pentru că propun o complet altă paradigmă de gândire, un alt mod de gândire a ce înseamnă protest. N-am avut o listă coerentă de cerințe, fie că vorbim de Atena, fie de Barcelona sau Madrid, sau acum de Occupy Wall Street, ci din contră am avut o reticență de a adresa, de a discuta direct cu puterea politică, pentru că orice fel de cerință înseamnă a-i recunoaște autoritatea. Majoritatea acestor mișcări, de fapt toate aceste mișcări, inclusiv de astăzi din Chile sau din Londra, pe care le-am avut cu London Riot sau Porta del Sol, toate pornesc de la un nou mod de a gândi puterea politică. Și de aceea i-a surprins pe acești comentatori, încearcă să regândească. Putem vorbi de putere politică deja în aceste agore, în aceste forumuri ad hoc? Pur și simplu reconceptualizează ce înseamnă putere în sine. Până în acest moment, modul în care ne imaginam lucrurile erau centrate în jurul unui stat, care redistribuia prin forme ierarhice și birocratice resursele sau un joc politic imaginat ca un joc politic al reprezentării politice. Toate pun problemele în termeni în care puterea politică se întâmplă în agore locale, oameni care discută până ajung la consens democratic și după aceea merg și preiau aceste tehnologii de organizare în propriile cartiere și organizații. De aceea este aproape imposibil de imaginat o listă propriu-zisă de cerințe, ci mai degrabă un nou mod de a organiza însăși puterea politică. Adina Hotaru, e vorba și de disperare. Această mișcare este animată de un patos excepțional. Precursorul a ceea ce se întâmplă, Occupy Wall Street, Occupy the World, acum sunt acei indignados care au ocupat încă din 15 mai Puerta del Sol în Madrid. Deci, pornind de la o situație economică clar, și interesant că ei preiau un mesaj pornit dintr-un articol publicat încă în jurul lunii mai în Vanity Fair de către laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, care vorbește de această necruțătoare balanță 99 versus 1%. Adică 99% din cetățenii planetei într-o stare de servitudine de din ce în ce mai mult, în condițiile în care 1% din, plecând în special în cazul Statelor Unite, unde 1% din cetățeni, cei mai bogați, prim procent al cetățenilor americani, controlează averea, bogăția materială, 40% practic din situație bogăția materială. Situație care se întâmplă și în alte țări, într-o proporție mai mare sau mai mică. Dacă e să vorbim de niște revendicări mai largi, există o revendicare clară pentru o mai mare democrație, democrație care nu există în sfera financiară și economică. Dacă ne gândim la modul în care funcționează sistemul capitalist, definit în linii majore ca apropiere privată a profiturilor și ca muncă salarială, vedem că este în mod clar diferit acest sistem de o democrație, hai să spunem, chiar electorală sau reprezentativă, unde se presupune că fiecare poate participa într-o anumită măsură prin reprezentanți la luarea unor decizii. Acest lucru nu se întâmplă în sectorul financiar și economic. Nu avem posibilitatea de a participa la luarea deciziilor. Dacă deciziile se luau democratic și în aceste sectoare, nu am fi avut acel bailout de care s-a vorbit, în care prin banii contribuabililor au fost salvate băncile și sistemul bancar. Salvat un sistem bancar, exact cum spuneai, banii contribuabililor, și problema e că vorbeam înainte de emisiune despre acești doi teoreticieni de cei mai interesanți fenomenului politic contemporan, Antonio Negri și Michael Hart, care vorbesc și de fapt despre mesajul politic direct al eșecului sistemului reprezentativ democratic. Ce părere ai, Norman? Indiscutabil. În sensul în care în Statele Unite se spune de fapt aproape sau marea majoritate, probabil 99% din membrii Corpului Legislativ, Senat și Camera Deputaților fac parte din
acel cu procent de 1% cei mai afluenți cetățeni ai Americii, ai planetei, adică toți, absolut toți milionari, dacă nu chiar miliardari. Decizia de a transfera pierderile din sistemul financiar în sistemul public, care are impact direct asupra pensiilor noastre, asupra educației publice sau universitatea care este a noastră, s-a făcut fără niciun fel de decizie politică. Și mai nou, avem în ultimii 10 ani... Decizie politică democratică, prin consultarea cetățenilor, în ce sens? Însă și oferta politică în acest moment, lăsând la o parte faptul că politicienii înșiși sunt parte a establishmentului financiar sau pur și simplu sunt în bordurile celor mai mari firme, însă și oferta politică nu este diferită de la un partid la altul. Cei din Mișcarea Indignativă au pornit de la tocmai acest emoționalitate care îi dau o demnitate foarte importantă și o nouă paradigmă de a gândi politicul în afara strictei raționalități și a institui emoționalitatea ca o parte importantă a ce înseamnă justiție, a ce înseamnă implicare, a ce înseamnă mobilizare, tocmai pentru că sistemele politice și partidele politice au dus la oferte politice puternic convergente și care sunt în afara controlului public în acest moment. Și aici avem destul de multe lucruri de vorbit. Unul, dacă există posibilitatea unui sistem reprezentativ în condițiile în care statul este dependent de taxe și impozite, în special de legate de firmele foarte mari, în tot mai mare practic, măsură... sponsorii alegerilor. Plus sponsorile alegerilor, dacă putem în sine să avem o democrație în acest context. Bogați, indivizi. Dincolo de compoziția propriu-zisă a partidelor politice. Deci două lucruri distincte, cred că importante de teoretizat aici. Negri și Hart au spus acolo, din păcate, încă cețos, neclar, că trebuie să regândim constituțiile țărilor dezvoltate, dar eventual și în alte țări. Ne bazăm pe un sistem politic reprezentativ care nu funcționează. Din moment ce cei 99% și dacă am face sondaje și acum în România, în Statele Unite și în alte țări din Europa, nu ar fi fost de acord cu acel celebru bailout, atunci trebuie gândit un alt tip de sistem în care nu odată la 4 ani cetățenii votează niște așa ziși reprezentanți. Bătălia e imensă, și o bătălie ideologică pentru a gândi o democrație reală, participativă și deliberativă. În acest sens sunt tot felul de experimente interesante în America de Sud, în care bugetele unor orașe pot să fie votate, o parte din bugetele unor orașe, prin participarea cetățenească. Și sunt destule sondaje care au arătat că pentru o felie din bugetul unui oraș, au participat 10-15% dintre cetățeni care decideau unde se distribuie și se redistribuie anumite sume. Chestiuni pe care nu le vedem în democrațiile noastre de tip reprezentativ, care mai degrabă sunt niște sisteme, mai degrabă, hai să spunem, oligarhice, capitaliste, da, și așa. Apropo de asta, în căutarea unor forme alternative de guvernanță colectivă, foarte puțin se vorbește despre, este bineînțeles blocat în media, mass mediile prevalente în lume. Naomi Klein, cunoscută jurnalistă canadiană, autoarea studiului Neo Logo, foarte interesant, și după aceea ultima ei carte despre puterea corporatistă sub regimul de securitate al lui Bush, a făcut împreună cu soțul ei un film documentar în Argentina extraordinar despre ce s-a întâmplat în Argentina după colapsul economiei și statului argentinian datorită politicilor Fondului Monetar Internațional. Fascinante experiențe în care oamenii pur și simplu și-au luat soarta în propriile mâini, au rămas practic peste noapte fără stat, fără autorități, fără servicii de salubritate, fără poliție, și și-au purtat singuri de grijă, și deși a fost un experiment foarte dificil și ciudat, experiment care se întâmplă și în România în momentul de față, din păcate, în bună măsură, dacă ne gândim la noile legi legate de sănătate sau chiar dacă vorbim despre manifestările publice în momentul de față, suntem mândri, noi fiind din Grupul pentru Acțiune Socială din Cluj, un grup cu o viziune democratică, egalitară și așa mai departe, am gândit un protest semnat de 50 de asociații și 3 sindicate
împotriva preconizatei legi a adunărilor publice, care va restricționa aceste adunări publice prin diverse prevederi care conduc la, să zicem, o autorizare a unor marșuri și așa mai departe, dacă înainte nu exista procedura autorizării, ci doar notificai autoritățile. Astfel de mișcări care la noi, să zicem, sunt insensizabile de există într-o anumită măsură, pe viitor s-ar putea să existe cu atât mai... Adrian Năhotaru, amândoi sunteți parte din acest grup de inițiativă și vorbeați de absența absolut asurzitoare, așa cum tăcerea e asurzitoare, a reflexiei critice autentic de stânga asupra dereglărilor, dezechilibrilor capitalismului. Vorbea Adi Dohotaru despre faptul că profitul este privatizat, dar costurile sociale sunt colectivizate. Deci vorbeai de acele bail-out-uri, cauțiunea băncilor, s-au făcut în condițiile în care, cum să nu fie indignați acești oameni, când după ce acești bancheri au produs numai dezordine, dezastru, suferință în lume, primesc și bonusuri speciale, care în ultima licărire de decență nu au mai fost numite sporuri de performanță, cum erau numite până atunci, ci sporuri de... Cred că e destul de instructiv în acest context să vorbim exact de aceste lege și cum funcționează lucrurile. După revoltele sau insurgențele populare din Londra, o serie de parlamentari din mai multe partide s-au gândit să propună o lege care să prevină tocmai posibilitatea de a organiza astfel de mișcări populare în România. Organizațiile civice s-au mobilizat destul de puternic în acest sens să protesteze, însă contextul mai mare e important aici. România în ultimii ani a devenit o falangă sau, să zicem, un purtător de apel al politicilor de austeritate. O mare parte din politicile pe care Occidentul, care nu a reușit să le experimenteze, sunt testate în Europa de Est. De exemplu, celebrele privatizări sau pilonul 3 și pilonul 2, privatizarea sistemului de pensii, care practic doar în întreaga Europa, doar în cele, le avem în 14 țări est-europene. Sau însăși problema privatizării universității, care se întâmplă avant la lettre și în România. Doar să ne gândim în acest moment... Orice universitate, mă gândesc la universitatea din care fac parte, Universitatea Babeș-Bolyai, dacă ar trebui să fie plătiți, tot personalul să fie plătit așa conform cum este în lege, în acest moment nu este posibil lucrul acesta. Universitatea să funcționeze după câți bani primește conform plății per student, toată lumea ar trebui să fie asistent sau lector în întreaga universitate, astfel încât universitatea în acest moment, de fapt, e o firmă publică-privată, în care își asigură toate resursele prin parteneriate cu partea privată, ca însă și învățământul public să fie posibil. În dezbaterile din Parlamentul englez, atunci când s-a protestat împotriva sau opoziția s-a opus propunerilor de a crește taxele pentru educația și pentru publică universitară, ajungând undeva la aproape 9.000 de lire, se dădea exemplul României despre ce tipuri de reforme s-au făcut în România și că se comparau cu o țară periferială. Cred că aceste lucruri sunt destul de importante pentru că în România nu am avut proteste de stradă serioase până în acest moment. Există o întreagă economie legată de ce nu se întâmplă lucrul ăsta, inclusiv această lege care nu are drept să existe într-o România după 1989, în care ne-am câștigat dreptul la liberă exprimare și la posibilitatea de a ne mobiliza în stradă. Da. Dacă înainte notificai autoritățile pentru o manifestare stradală, acum trebuie să fie aprobată acea manifestație, ceea ce este o ingerință împotriva unor drepturi fundamentale, constituționale și democratice, da, destul de serioasă. Bine, voi care sunteți în avangarda asta civică, totuși a dat colegul tău exemplul Londrei. Este un exemplu mai atipic și mai ciudat, pentru că știm că a fost o mișcare criminalizată și știm condițiile. A lipsit acolo mesajul, a fost foarte diferită de ce se întâmplă în New York acum sau la Madrid, nu? Sau la Atena chiar. Deși și Atena și Roma am văzut că pot fi mai tumultoase aceste mișcări, dar s-a manifestat cu o explozie a suburbiei frustrate, nu? Deprivate, marginalizate, a ghetoului chiar. Există un politolog care aparține, sigur, mainstream-ului, care teoretizează, vorbește despre mișcările de mânie, movements of rage, care le preconizează, le prezice. De ce în România
apatia, letargia asta. Și sigur că putem, vorbim acum în contextul acestui mare scandal cu accidentul de mașină și cu agresivitatea șoferilor. Cristian Tudor Popescu vorbea ieri despre doar suprafața unui cancer mult mai adânc în societatea românească, a unei agresivități latente. De ce în România, care sunt perspectivele obținerii unei coerențe în societatea civilă românească, a unei forme de contestație care nu poate fi decât tonice, sănătoase pentru organismul social, nu? De ce n-a ieșit lumea în stradă în România, spre deosebire de alte țări? Dar putem vorbi aici și de alte țări, să zicem, din nordul Europei, unde nu existau astfel de manifestări, sau în Africa, sau în Asia. Deci nu e o problemă, hai să-i spunem, mentalistă, o specificitate a poporului român care nu iese în stradă. Desigur, pot să fie găsite niște explicații, așa cum vorbeam și cu Norbert înainte de emisiune, care nu țin de mentalitate, ci de un fundament, hai să-i spunem, istoric. Și vorba aici de o tradiție ceva mai mică a protestelor stradale, deși am avut unele puternice la începutul anilor 90. Putem vorbi de faptul că nu s-au găsit niște cauze care să fie cumva autohtonizate, cu referire la guvernanții noștri, cu critici la adresa PDL-ului. Însă, din punctul meu de vedere, la anul cred că o să vedem mișcări de genul acesta mai puternice în spațiul românesc, mai ales că este un an electoral și cu mize autohtone, dar în același timp care să se relaționeze și cu ceea ce se întâmplă în afară. Așa preconizez că se va întâmpla. Cred că aici sunt două dispozitive foarte importante. Sigur. Prima este un discurs puternic de dreapta, care criminalizează toate aceste tipuri de mișcări, și pe de altă parte avem, la nivel capilar, la nivel social propriu-zis, o mare parte din organizațiile care permit mobilizarea, de exemplu sindicatele, au fost puternic devastate în ultimii 20 de ani. Fie că e vorba de ultimele transformarea ale codului muncii, fie că e vorba de asociațiile de bloc sau orice tip de organizație la nivel grassroots, la nivel de cartier, care în acest moment sunt aproape imposibil de găsit în România. O să luăm exemplu Americii, o să ne inspire, pentru că America a fost în spațiu public, spiritul public a fost în mare măsură privatizat și acolo sindicatele au fost distruse, cum vorbeai tu. Deci avem un exemplu pozitiv. Sigur. Cu aceste concluzii, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru atenție. Rămâneți conectați de realitate. O seară bună tuturor!